Frați și surori, iată ne ajungi la ultima seară. În serile care au trecut, v-am purtat prin istorie și pe meridianele pământului, încât poate pe unii v-am obosit. Dar haideți să tragem concluziile care se impun și să ne reamintim în câteva cuvinte ceea ce am discutat împreună. Dar așa vreau să ne gândim la ceea ce am spus, cu gândul că noi suntem încredințați de ceea ce scrie, de ceea ce scrie în Biblie. Atât în ce privește întregul volum de învățături biblice, cât și în ce privește sesizările făcute Domnul Iisus și reluate de apostoli. El și respectiv ei au afirmat că în înșelătoria în plan religios vor fi prinși mulți, și mulți își vor pierde mântuirea pe acest fundal. Și nimic nu poate fi mai tragic decât să te trudești o viață să slujești lui Dumnezeu și în final să ți se spună că nu te cunoaște. Să ratezi și viața asta și să nu apuci nici pe cealaltă. În prima lecție am dat câteva definiții generale din care rezulta clar, urmărind ce-i scris, căci în creștinism Hristos este poarta prin care Dumnezeu ni s-a revelat și prin care suntem reîncorporați în familia cerească. Hristos este totul. În lecția a doua ne-am oprit în dreptul religiilor și trebuie să ne fie clar că toate religiile păgâne, monoteiste, politeiste, panteiste, toate sunt în exclusivitate creații demonice. Și după cum în spatele creștinismului ca autor, ca bază, ca piatră din capul unghiului este Hristos, în spatele și la baza oricăror religii păgâne este diavolul. În lecția a treia ne-am oprit în dreptul sectelor și al ereziilor, învățăturilor false. Aici este un amestec de creștinism și religii păgâne. În lecția a patra am vorbit despre confesiunile creștinismului. Pentru ca diavolul să-și poată așeza și împânzi mai bine amestecul, se bucură de o diversitate religioasă. E drept, de aici are și Dumnezeu avantaj, că poate să păstreze curați anumiți oameni și anumite biserici. Ne-am oprit în lecția 5-a în dreptul ecumenismului, unde am observat că diavolul, după ce i-a amestecat, vrea să-i adune pe toți într-un buchet. Ne-am oprit apoi în dreptul mișcării carismatice. Misticismul și senzația carismatică este liantul folosit de diavolul în perfectarea ecumenismului, ca să nu fie totul sec. Lecția 7 a fost liberalismul. Fiindcă oamenii sunt firești, nu se putea crea un cadru fără a lăsa firea liberă, că altfel omul se sufocă. Dar ne-am oprit apoi în lecția 8-a în dreptul formalismului. Nu poate nici să-i lase fără nicio formă, că atunci nu mai miroase a religie. Și atunci sunt făcute anumite structuri, anumite stări fariseice. Iar ultima lecție era religia ca instituții clericale și business. Aici este o combinație, fiindcă piramidele eclesiastice sunt o reprezentare a ideii diavolului, iar banii sunt partea ce le revine la oameni. Din asocierea asta, demonică și umană. În seara aceasta, în ultima lecție, vom vorbi despre mișcarea New Age, prin care, beneficiind și folosind toate celelalte care vi le-am spus, omul apare ca rezultat a acestei ultime religii care se prefigurează în postura de Dumnezeu. Dar, de fapt, este Satana el. De aceea se și închină la Satana în final. Mișcarea New Age, românește noua eră, este un amestec de curente filozofice
și religioase, bazată pe experiențe mentale și misticism oriental. Ea este tot mai larg acceptată în diverse organizații, prin conceptele ei și prin practicile ei. Grupuri tot mai mari de oameni o îmbrățișează și dacă veți studia literatura de specialitate, în mod special în universități, de fapt acolo unde se dictează meniul pentru generațiile următoare, acolo este cel mai larg acceptată și răspândită. Ce s-a întâmplat de s-a ajuns în situația aceasta? Vreau să observăm pentru puțin cadrul internațional. Privind în domeniul științific, dacă în secolele trecute orientarea oamenilor era înspre științele clasice, fizică, chimie, astronomie, acestea au fost surclasate de metafizică, alchimie, astrologie, să definim metafizica. Ei consideră că legi spirituale conduc elementele fizice. Și în privința aceasta, consideră că universul întreg ar putea sta la îndemâna noastră prin energiile care le avem în noi și noi l-am putea controla. De ce doar să-l studiem așa cum este în elementele lui fizice și chimice, în reacțiile care apar în ciclurile naturale, de ce să nu-l controlăm? Și în privința aceasta, fiindcă religiile orientale au anumite elemente de coordonare a cosmosului în interpretarea lor, neexistând un Dumnezeu personificat și Brahman, un absolut indefinit, s-ar putea face niște joncțiuni, cred ei, ca să se modifice statutul omului pe Terra și chiar în cosmos. De asemenea, s-au dezvoltat în ultima vreme tehnici de îmbunătățire a succesului, adică eul să fie performat, să nu rămână la un simplu statut de muritor. Astfel, vă amintesc, psihoterapia, vizualizarea, meditația gândirii pozitive, holograma, clonarea, holograma în conceptul ei, arată că orice imagine sau orice corp, dacă este dimensionat, un element sau o parte cât de mică din el, păstrează imaginea întregului corp și chiar elementele complete. De altfel, asta este ideea în clonare. De la o celulă pe bază de ADN și mediul ambient necesar, să refacă un întreg organism. Care este ideea de aici? Dacă omul este în coordonare cu universul, înseamnă că în om se regăsește cosmosul întreg. Dacă Dumnezeu l-a creat pe om, înseamnă că în om, de fapt, există Dumnezeu. Nu mai trebuie clonat omul până se divinizează. O clonare mentală, nu una de laborator. În privința evoluțiilor religioase, cum spuneam cu alte cuvinte, pe fondul golirii creștinismului de spiritualitate, oamenii caută stări extatice, împliniri. Oamenii au fost lăsați să-și împlinească carnea și evoluția imorală de astăzi o dovedește, dar acum vor să trăiască experiențe mistice la nivelul spiritului și spiritul să fie absorbit în divinitate. Poate nu toți sunteți familiarizați cu noțiunile acestea, dar mâine, poimâine ele o să vă evadeze încât sigur o să vă amintiți de ele. Că sunt lucruri care în urmă cu 10 ani nu gândeam că o să ne confruntăm cu ele și ele deja sunt maximizate în fața noastră față de forma lor inițială. Și astfel, baza creștinismului, credința, este suspendată și experiențele mentale iau locul. Recent am survolat o carte a lui Whitman Nee, dacă nu greșesc, Puterea Sufletului sau așa ceva,
în care el face niște afirmații pe care cei din domeniul New Age le folosesc sub o altă conotație, dar de ce l-am amintit pe Whitman Nee aici? Fiindcă aceasta poate constitui pentru noi o treaptă de acceptare a acestor lucruri. El afirmă că Adam, în momentul în care a fost creat, avea niște capacități supraomenești, luând drept dovadă faptul că a putut să dea nume la toate animalele. Considerând câte specii și ce varietate există, un om normal, chiar un profesor universitar specializat și după ce a profesat, n-ar putea să încorporeze în sine atâta capacitate. Apoi, prin faptul că el a fost pus să lucreze toată grădina Edenului, consideră ei, este o altă dovadă că el a fost supradotat. Putea să lucreze, zice eu, cât un tractor. Dar asta nu înseamnă că el trebuia să o lucreze toată, mai mult decât ar fi consumat el și Eva. Sunt niște aspecte de care ei se folosesc și spun că în momentul în care Adam a căzut în păcat, energiile acelea supraomenești au fost blocate în suflet, rețineți, nu în duh, în suflet, și ele, dacă ar putea fi accesate, dacă ar putea fi declanșată puterea aceea, dintr-o dată noi am devenit supracapacitați și am atinge dimensiuni divine. Ori chiar asta este ideea, cu alte cuvinte, în New Age. Înainte de a trece la o examinare biblică, vă mai amintesc, poate vă cad în mână asemenea cărți, de exemplu Robert Schuller s-a ocupat în mod special de Evanghelia Succesului. Ce tratează ea? Omul trebuie să stăpânească forțele inerente din cosmos. Deci trebuie mintea noastră să devină un computer de unde să acționăm noi cosmosul. Mai amintesc Agnes Sanford, care prin vindecarea memoriei, asta în fondul mișcării carismatice, vrea să lămurească omul că el este cineva, cum vă spuneam atunci, să nu-i distrugem personalitatea, să nu spunem că e păcătos, și el să își poată dobândi încrederea în sine, încât pe baza cuvântului, puterii cuvântului rostit, să ajungă să domine universul. Mai amintesc pe Yogi Cho, care prin ideea celei de-a patra dimensiuni, și aici vă rog fiți foarte atenți că ăsta e aproape de tabăra noastră, el spune că în univers sunt trei forțe, Dumnezeu, spiritul omului și Satan. Dumnezeu poate să creeze, să modifice, Satan de asemenea are puteri spirituale extraordinare, dar el spune că dacă noi ne activăm această a patra dimensiune, și noi vom putea să intrăm în șir cu ceilalți doi. Și putem să dictăm și să controlăm și noi lucrurile. Sunt și altele, mă opresc aici. Vreau să privim în Biblie, luând de la început din Genesa 3, și de data asta vom face și noi, pornim de la Genesa și ne oprim la Apocalips, că de aici a intrat diavolul să ne întulbure apele și în Apocalips îl scoate din făgaș. Observați, vă rog, în Genesa 3, ideile diavolului. Mitul suprem îl puteți numi. După ce pune la îndoială în partea a doua versetului 1 afirmația lui Dumnezeu, el zice apoi de la versetul 4, hotărât că nu veți muri și dacă muriți, vă reîncarnați. Mai faceți câteva încercări până intrați în budeitate. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Asta înseamnă că nu erau ca Dumnezeu. Că unii iau versetul de pe pagina din stânga că l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, considerând că Adam a fost nu ca noi. Și a fost un supraom. Dacă era Adam Dumnezeu, nu mai trebuia să-i propună diavolul că se face ca Dumnezeu. Cunoscând binele și răul, asta este ideea de bază a diavolului, să facă un Dumnezeu care să facă și binele și răul. Și exact asta vrea să facă din om. Uitați-vă, astăzi pe glob sunt anumite valori bune care sunt apreciate. Dar sunt și rele, care să nu le condamn ca și Ioan în Irod. Că nu știm cu ce ne alegem în viitor. Și astfel
Spune Scriptura aici în versetul 6, pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. Cu doctrina New Age, diavolul ne dă mărul să ne deschidă mintea, nu mărul, pomul, fructul de aici, să nu fim clasici dacă nu scrie. Exact este aceeași chestie amplificată. Să ne introducă în minte ideea că suntem Dumnezeu, care putem face și binele și rău și vom fi ca Dumnezeu. Deschid la Genesa 11. Suprema religie, rețineți, nu e religia catolică. Suprema religie este idolatria de sine. Oamenii au zis în versetul 2, haidem să facem cărămizi și apoi în versetul 4, să ne facem un nume. Și Dumnezeu a intervenit că altfel ar fi realizat. Asta nu însemna un bloc turn, ci însemna o structură organizatorică care să aspire la Dumnezeu. De altfel, cu alte cuvinte, ce este New Age? Omul cu puteri demonice vrea să se îndrepte spre cer. Turnul Babel. Prindeți ideea. Într-o formă, fizic a fost atunci ideea cu cărămizile, ideea ideologică era alta, iar acum vrea să o facă la nivel mondial. Să nu așteptați neapărat New Age să se instituie ca o biserică. Pot să rămână catolici, ortodoxi, hinduși, mahomedani, doar să prindă toți ideea aceasta și să fie controlați fiecare în organizațiile lor sub o idee ecumenică în stil confuz. Vreau să trecem în Noul Testament, în Filipeni, capitolul 2, unde este prezentat Fiul lui Dumnezeu și El este dat ca un exemplu pentru creștinătate. În totală contradicție față de adevăratul creștinism reprezentat în Hristos și manierele sale, va fi Anticristul, că New Age pregătește drumul Anticristului. 2 de la versetul 3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. În acest verset, în cele care urmează, ideea de subordonare înaintea lui Dumnezeu și de smerenie primează. Să aveți în voi gândul acesta care e în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat ca să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Rețineți, el era Dumnezeu și nu s-a crezut Dumnezeu. Noi nu suntem și diavolul ne spune că suntem. E creștinism asta? Exact invers. Aici este rătăcirea demonică. Ei se trudesc să-l convingă pe om că este Dumnezeu. Cum v-am spus, folosesc textele din Ioan 10, Psalmul 82, n-am zis eu, sunteți Dumnezei. Trebuie doar să vă activați puterile latente. Aici este rătăcirea. Când creștinii fac vreun act supranatural, vreo minune sau vreo vindecare, a zis Petru și Ioan, nu vă uitați la noi. Ei recunosc că o face Dumnezeu prin ei. Diavolul spune, voi o faceți, ca să nu se prindă că el este în ei și o face. Aici e șmecheria lui. În noi, dacă se manifestă puterea lui Dumnezeu, nu e a noastră. Nu în Duhul nostru stă puterea, stă puterea în Duhul lui Dumnezeu care este în noi. Dar diavolul nu le poate spune, măi, eu mă bag în voi și voi o să deveniți supra-oameni. Deveniți cu capacități de spirite. Nu se demască. Diavolul le spune, nu, puterea e a voastră. Eu nu m-am dat ideea cum să apelați la ea. Și oamenii nu-și dau seama că el intră în templul lui Dumnezeu și se dă drept Dumnezeu. Că doar omul, dacă s-ar face divin fără aportul diavolului, nu s-ar mai închina la diavolul. Ce Dumnezeu se închine la alt Dumnezeu? Păi n-ar mai fi Dumnezeu. Dar este diavolul în el, sugerând ideea că el însuși, dar dându-i închinare diavolului, asta e dovada că diavolul a operat chestiunea aceasta. Întorcând pagina, scrie de la versetul 7, și s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.
La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Aici este o altă posibilă confuzie. Ei folosesc următoarea idee. Dar cum nu ne face Dumnezeu fiii săi? Nu vom fi ca El când se arată? Ba da, vom fi, dar ne face El. Nu ne facem noi. Spune Scriptura în Isaia 57:15 că Dumnezeu locuiește sus de tot în vârf și mai locuiește undeva. Jos de tot, cu inimile zdrobite și smerite. Vedeți, să nu spuneți vreunii, e o mică paranteză. Suntem zdrobiți și nu vine Dumnezeu la noi. Trebuie să fiți și smeriți, nu numai zdrobiți. Abia atunci Dumnezeu face joncțiunea cu noi. Și cele două puncte de maxim și de minim se unesc. Doamne ajută-ne! Deci diavolul este atât de diplomat încât merge în paralel și ne creează exact ideea. Dar veți fi ca Dumnezeu, doar o să fim schimbați, o să fim fiul lui, o să fim transformați. Cum? Prin mântuire sociologică. O să fie o evoluție la nivel de spirit, noi o să ne acționăm capacitățile noastre acum latente și încet, încet intrăm în divinitate. Și dacă nu intrați în generația asta, nicio problemă, vă reîncarnați și în următoarea tură suntem mai aproape de cer. Și oamenii acceptă ușor că toate astea se manifestă pe fond a toate lecțiile care le-am învățat până aici. Vreau să citim și din cartea lui Daniel, unde este prezentată vremea din urmă. Capitolul 11, de la versetul 36. Citim și 35, ca să fie o avertizare întreagă. Chiar și din cei înțelepți mult vor cădea. Ca să fie încercați curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Împăratul acesta de la urmă, fără rușine și viclean, va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți Dumnezei și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor. Că ce atentare mai mare la divinitate e că să spui că și noi suntem o divinitate. Și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seama nici de Dumnezeu părinților săi, nici de dorința femeilor. Cineva spunea că aici este aspectul cu clonarea. Nu le mai lasă pe mame să joace rolul lor. Rezolvă problema în laborator. Cu un cuvânt nu va ține seama de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. Rețineți, religia sinelui. Religia sinelui care trebuie acceptat ca și Dumnezeu. Pe o altă ordine de idei, în tot acest complex spiritual, religios, demonic, încărcat de confuzie, compromisul joacă un rol în deplasare de la Dumnezeu spre diavolul și în decădere. Acestea sunt două elemente, confuzia și compromisul. Dacă ești compromis, o să devii confuz. Dacă nu te compromiți, ai șanse să rămâi integru. Citesc din 2 Tesaloniceni 2, de la versetul 10. Și cu toate amăjirile nelegiuirii, câte ori fi încorporate în expresia toate, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Rețineți, este o lucrare de rătăcire îngăduită de Dumnezeu, dar numai pentru cei care nu primesc dragostea adevărului. Aceștia nu vor fi înșelați. Pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, și-au găsit plăcere în nelegiuire. Au fost prinși de diavolul, cu o formă sau alta, cu liberalism, cu un business, cu materialism, cu hedonism, cu toate. Ei vor fi înșelați foarte, foarte ușor. Nu faceți compromisuri spirituale. Ascultarea de Dumnezeu face mai mult decât jertfele. Nimic nu putem să sacrificăm în credința noastră, că ar însemna să-L sacrificăm pe Fiul lui Dumnezeu a doua oară. Și una ca aceasta nu este posibilă. Rămân aproape și întorc la Tit, capitolul 2,
Unde Pavel zice de la versetul 11, că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Cei din Tesalonicen l-au respins. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Dacă aceste caracteristici ne vor marca, vom aștepta fericita noastră nădejde. Nu să evoluăm și sinele să devină Dumnezeu și să ne smerim prin lepădare de sine și să vină Hristosul să schimbe trupul stării noastre smerite. Că doar nu o să vină să schimbe un Dumnezeu acum pe când s-a apucat să se formeze și să-L ducă în ceruri. Deci, mare atenție, fiindcă religia de mâine este filozofică, este științifică, este mistică. Îți dă posibilitatea să practici și binele și răul. Practică numai binele ca să văd răul. Zice Pavel în Galateni, în Roman 16, fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Ca să n-ajungeți neînțelepți, să nu zic altfel, în plan spiritual. Confuzia va fi foarte mare. Vă pun în față două versete, 1 Timotei 4 cu 1, care l-am mai citit noi, dar sub acest aspect vi-l reiau. Dar Duhul spune că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățătura dracilor. Rețineți, învățătura lui Hristos l-aduce pe Hristos, învățătura dracilor pe cine l-aduce? Pe El l-aduce, nu? Dar hai să vedem cum arată când sosește. Apocalipsa 13. Să vedeți ce anvergură mondială o să aibă lucrarea aceasta. 13 cu 4. Citește și 3, partea a doua. Și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Rețineți, nu ia oamenilor puterea supranaturală. Diavolul le-o dă, numai le spune că e a lor, ca să câștige el. Și au început să închine fiare, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Va face semne, va amăgi, spune versetul 14, pe locuitorii pământului. Va încerca metode de constrângere. Dar în final, spune versetul 18, aici e înțelepciunea. Cine are pricepere? Doamne, dă-ne-o. Nu vă trudiți să căutați după microchipuri numai. Trudiți-vă să dovediți înțelepciunea spirituală, să-i detectați stilul. Că nu e o chestie tehnică să te lași sau să nu te lași. E una spirituală. E o bătălie adâncă pe care spune în Tesalonicen că nu o cuceresc decât cei care au primit dragostea adevărului. Aceștia nu vor fi înșelați, ceilalți vor fi orbiți de moment și dacă știu, nu se pot împotrivi. Că nu e vorba de o putere umană aici, e vorba de puterea lui Dumnezeu și a diavolului. Omul este doar elementul de dispută. Nu stă în puterea noastră să mă mântui, nici în puterea mea să mă opui diavolului. Eu doar mă supun lui Dumnezeu și diavolul va fugi de la mine. Mă pur sub controlul lui Hristos, care l-a învins la Golgota pe el și toate forțele oculte și demonice, și sunt a lui aici și pentru eternitate. Rămâneți la starea de evlavie. În limba greacă, pentru înțelegere, există două elemente extreme și unul central. Ateos este ateism. A negat divinitatea și spiritualul. Deisidaimonia este superstițios. Și Eusebia, Evlavia e la mijloc. Să nu fim, că este greșit, nici atei, să nu fim nici superstițioși, să fim evlavioși. Fericii de cine înțelege. Astfel vom rămâne în credință și vom rămâne cu Dumnezeu. Căci evlavia este folositoare în orice privință. Și în privința vieții de acum și a cele viitoare. Vă doresc, dacă ar fi vorba de o
răsuflare mistică, să vă dea Domnul niște lacrimi de bucurie într-o rugăciune. Nu să ajungeți strântit pe jos, inconștient, să vă bucurați ca la carismatici. Vă doresc să vă puteți bucura făcând o faptă bună, nu participând la o partidă de sport. Astfel vom rămâne să fim împliniți prin Hristos, aici și o veșnicie. Doar să lăsăm dimensiunea spirituală a Scripturilor prin Domnul să intre în viața noastră. Doamne, ajută-ne! Amin!